Elevilor din mediul rural trebuie să le fie decontate abonamentele aferente deplasării la unitățile de învățământ de pe raza localităților unde aceștia învață. În acest sens, transportatorii sunt obligați să le emită abonamente gratuite, potrivit ordonanței de urgență numărul 50/2021, publicată în Monitorul Oficial. Cu toate acestea, există semnale că în unele localități arondate Romanului, părinții sunt nevoiți să scoată bani din buzunare pentru transportul copiilor la unitățile de învățământ din oraș. De la Inspectoratul Școlar Neamț aflăm că bani pentru aceste beneficii oferite elevilor sunt, doar că și operatorii firmelor care efectuează aceste rute trebuie să faciliteze decontarea acestor abonamente. Operatorii, normal, trebuie să conformeze ordonanții 50, deci să le elibereze abonamentii exact pe tarifele care sunt în ordonanță. Dar școlile decontează și noi avem bani. Noi decontăm integral, dar nu putem deconta decât exact cum scrie în ordonanță. Iar acolo unde operatorii nu au eliberat abonamentul, o să verificăm și noi care sunt acei operatori și să vedem dacă există măsuri legale de constrângere. Ceea ce vreau să spun și asta trebuie reținut, că noi avem bani și noi vom deconta abonamentele la ultimul leu. Dar bineînțeles, ele trebuie să fie abonamente exact pe ordonanță, adică pe kilometri, pe tarifele, pe kilometru stabilite prin actul normativ. Mai mult decât atât, Inspectoratul Școlar decontează inclusiv abonamentele de călătorie ale elevilor aferente lunii decembrie 2021. Am avut întâlniri cu directorii acum două săptămâni, cred că. Mâine sunt două săptămâni și le-am cerut imediat să ia copil cu copil care are document de transport și să le deconteze inclusiv pe luna decembrie până la 14-15 decembrie, exact când plătim și salariile. Înțeleg, aici mai ține și de operatorul de transport, nu? Care ar trebui să elibereze aceste abonamente. Bineînțeles. O să mai verificăm. De asemenea, de reținut este și faptul că pentru elevii care sunt cazați la internat sau la gazdă sunt decontate 8 călătorii per semestru.